Circulația se închide pe străzile Maramureșului și Cristian din cartierul Strand. Primăria a anunțat că încep lucrările de asfaltare. Acestea se vor executa după ora 20 pentru a afecta în măsură cât mai mică traficul, dar pe tronsoane scurte nu se va circula deloc. Șoferii sunt sfătuiți să aleagă rute ocolitoare pentru a evita zona. Constructorul estimează că lucrarea va fi finalizată în primele zile ale săptămânii viitoare. În curând se va turna asfalt nou și pe strada Mihail Cogălniceanu. Sibienii care locuiesc pe strada Octavian Goga se plâng de faptul că cel puțin o bucată din stradă, gurile de canal sunt insuficiente și nu fac față atunci când plouă. Oamenii spun că apa nu se scurge și băltește pe șosea lângă trotuare până când se evaporă. Mii de locuitori ai orașului Cisnădie, ai comunii Rășinari, ai satului Cisnădioara și ai zonei Tocile Sadu vor beneficia în premieră de avantajele serviciilor moderne de apă și canalizare. În Cisnădie se vor reabilita conductele de aducțiune apă potabilă, iar Cisnădioara va avea în sfârșit rețele de distribuție a apei potabile. De asemenea, în zona Tocile, aparținătoare a comunii Sadu, se vor extinde rețelele de apă potabilă numai puțin de 35 de străzi. Și la Rășinari se va extinde rețeaua de distribuție. Contractul de extindere și reabilitare are o valoare de peste 45 de milioane de lei fără TVA și va fi implementat în următoarele 30 de luni.